Filmul începe cu un băiat pe nume Jake Tyler, care își ajută echipa de fotbal din liceu să câștige un meci mare. Un jucător frustrat din echipa adversară face glume despre tatălui Jake, care a murit în timp ce conducea beat. Jake este foarte enervat și începe o luptă. Spectatorii filmează lupta cu telefoanele mobile și camerele video. În curând, lupta este băgată pe YouTube. După meci, prietenul lui îl întreabă dacă poate ieși mai târziu, dar Jake îi spune că se mută în alt oraș și că va fi ocupat cu bagajele. Jake locuiește cu mama și fratele mai mic. Familia s-a mutat în Florida pentru că fratele său mai mic, Charlie, a primit o bursă acolo. Charlie este un tenismen foarte talentat. A doua zi, Charlie scapă cutie și găsește una dintre cămășile tatălui său. Văzând acea cămașă, Jake își aduce aminte de tatăl său. Este supărat pentru că în ziua în care a murit era cu el în mașină. Tatăl său era foarte beat, așa că Jake s-a oferit să conducă în locul lui. Dar a refuzat și a continuat să conducă beat. A avut un accident și tatăl lui a murit. Jake se învinovățește pentru moartea tatălui său, deoarece crede că dacă ar fi condus mașina în acea zi, tatălui ar fi fost încă în viață. Acest accident de conducere în stare de ebrietate este de asemenea subiect de batjocorire din partea alți colegi de clasă. Așa că Jake scrie lucruri inutile pe cutia tatălui său. După ce se mută în noul oraș, se înscrie la o școală nouă și când se află în curtea școlii, vede un student pe nume Max care este bătut de alții. Dar când încearcă să intervină, este certat de Max și prietenii săi, întrucât bullying-ul a fost de fapt o luptă de arte marțiale mixte. În clasa lui Jake este o fată pe nume Baia. În timpul orei, lui Baia îi se pune o întrebare la care nu știe să răspundă, dar Jake răspunde locul fetei la întrebare. Cei doi vorbesc la sfârșitul orei și Jake ajunge să se îndrăgostească de fată. A doua zi la școală, Max se apropie de el, încep să vorbească și Max îi spune că unul dintre videoclipurile lui a devenit viral în școală. Jake are acum o reputație din ce în ce mai mare între studenții de la noua școală, datorită videoclipului cu el ca jucător de fotbal la școala anterioară, luptându-se cu un adversar pentru că a râs de tatăl lui. Jake este acum celebru în noua sa școală, pentru că toată lumea a văzut videoclipul. Fetele îl cunosc ca pe o figură agresivă. Într-o zi după școală, în timp ce Jake este în drum spre casă, o întâlnește pe Baia, care îl invită la o petrecere în acea seară. Jake se pregătește și merge la petrecerea la casa lui Ryan, care este și colegul lui de clasă. Ryan este un băiat foarte popular în școala lui, deoarece el este campion de arte marțiale mixte acolo și de asemenea este și iubitul lui Baia. Ryan îl primește pe Jake în casa lui și când toată lumea îl privește, îl provoacă pe Jake la luptă. Ryan este un luptător bun și își dorește întotdeauna să fie cel mai bun în ceea ce face. Toată lumea de la petrecere este încântată să-i vadă lupta. Inițial, a refuzat să se bată, dar apoi acceptă să se bată când își bate joc de moartea tatălui său. Când începe lupta, Ryan îl învinge și continuă să-și bată joc de el până la sfârșit. Lupta este filmată și postată online, devenind o cauză de umilință pentru Jake la școală. Se întoarce acasă cu sânge și vânătăi pe față și îl vede fratele său. Îi zice să nu-i spună mamei despre asta. Charlie răspunde că nu este nevoie să-i spună, pentru că ea însăși îi va vedea fața. După acest incident, Jake nu mai merge la școală. Max vine în vizită la el acasă și îi sugerează să înceapă antrenamentele, oferindu-se chiar să-l ducă la sala unde se antrenează. Jake este de acord și Max îl duce la clubul de luptă, unde se antrenează cu un bărbat pe nume Jean Rocua. Se pare că Rocua a fost un mare luptător la vremea lui. El îi permite lui Jake să se alăture clubului. Mai târziu, Baia se duce acasă la Jake să-l vadă, pentru că nu mai a fost la școală de zile întregi. Cu toate acestea, Jake este supărat pe ea, pentru că l-a invitat la acea petrecere doar pentru a-l face să se lupte împotriva iubitului, iar acum Jake a pierdut acea luptă și a fost umilit. Ea însă îi spune că nu știa nimic despre asta. Rocua începe să-l antreneze pe Jake și îi spune că este foarte strict când vine vorba de disciplină și reguli. Are o regulă care interzice elevilor săi să lupte în afara clubului. Rocua îi spune lui Jake că dacă se luptă în afara clubului său, va fi dat afară. Jake este de acord și când vine acasă în acea noapte, mama lui îi cere banii pe care i-a luat din contul lor. El îi spune că s-a alăturat unui club de luptă, dar mamei nu-i place și nu vrea că el să intre în luptă. Ea se supără pe el, dar acum el este motivat și continuă să se antreneze cu Rocua. Instructorul lui a fost un mare luptător, dar pare foarte nemulțumit și trist. Cu toate acestea, el nu împărtășește durerea lui cu nimeni. Jake merge în cele din urmă la școală, dar continuă să o ignore pe Baia, care vrea să se apropie de el. Ea încearcă să se împace cu el, cerându-i scuze pentru rolul ei în cearta dintre el și Ryan, dar Jake refuză să o ierte. Când Ryan nu arată nicio remușcare, fie pentru lupta cu Jake, fie pentru tendințele lui sadice, Baia se desparte de el, la care Ryan răspunde apucându-o agresiv. Când Jake încearcă să intervină pentru a o proteja pe Baia, Ryan îl insultă din nou despre tatăl său.
La antrenament, Jake este încă furios pentru ceea ce s-a întâmplat și Rocco îi spune să părăsească sala până când se calmează. Întorcându-se de la sală cu Max, oprește mașina pentru a se certa cu un grup de bărbați. Jake bate sever grupul și Max filmează videoclipul, care circulă în toată școala și ridică statutul social. Jake este din nou faimos în școala lui, dar Raya nu este deloc mulțumit de asta. Când s-a săturat, el decide că nu va rămâne pe loc în timp ce Jake atrage toată atenția. El se duce la baia unde este Jake și îl bate, provocându-l în același timp să concureze în Beatdown, care este un turneu de lupte underground, iar Ryan este campionul. Jake se duce la Max și îl întreabă despre Beatdown, care îi spune tot ce este de știut și îl face pe Jake să înțeleagă despre ce este vorba. Mulți luptători grozavi vin să concureze acolo și meciul se termină doar prin knockout. Instructorul lui Jake, pe de altă parte, află că a fost implicat într-o ceartă în afara sălii de sport. Se enervează foarte tare pe el pentru că nu a respectat regula cea mai importantă, o regulă la care Rocco nu face compromisuri și îl dă afară imediat. Jake spune clar că nu are nevoie să se întoarcă la sala de sport. Seara, în timp ce Jake este la piață, îl întâlnește pe Rocco și Jake îi povestește despre tatăl lui. Jake îi spune instructorului cum tatăl său a murit într-un accident de mașină, în timp ce conducea beat. El explică că băieții își bat joc mereu de el pentru că nu și-a salvat tatăl în acea noapte. Jake îi spune și ce s-a întâmplat la acea petrecere și cum a fost bătut de Raya nu odată, ci de două ori. Rocco începe să se simtă vinovat pentru băiat și fiind empatic cu el, îl primește înapoi în club și începe să-l antreneze cu mai multă hotărâre. Într-o zi, în timp ce fac jogging, Rocco îi spune despre familia lui. El spune că are un frate mai mic, care a fost un excelent luptător de arte marțiale. Într-o zi, într-un bar, un bătăuș local s-a certat cu tânărul Joseph, care era pe cale să se lupte cu el. Fratele său a câștigat lupta, dar apoi a fost ucis de prietenii bătăușului. Tatăl lui Rocco îl învinovățește că a permis situația să degenereze în violență și care putea să o evite. Rocco a plecat de acasă din acest motiv și nu și-a văzut tatăl și nici nu și-a pus piciorul în Brazilia în ultimii 7 ani. El îi spune lui Jake că nu știe cum să se descurce cu tatăl său, după ce l-a dezamăgit într-un mod atât de rău. Într-o zi, mama lui Jake merge la sala lui și îi plătește abonamentul pentru următoarele 2 luni, ceea ce înseamnă că nu mai are nicio problemă cu el să se lupte. O vede și Rocco îi spune că are un fiu bun. În altă parte, Jake o vizitează pe baia și îi cere scuze că a ignorat-o. Cei doi își exprimă sentimentele unul pentru celălalt și încep o relație. Max primește un mesaj pe telefonul său mobil și află că Beatdown începe peste câteva zile. Se duce la Jake și-l anunță. Jake refuză să participe la Beatdown, considerând că este ceva pe care Ryan și-a dorit-o. Când Ryan descoperă această chestie, îl invită pe Max la casa lui McCarthy sub un pretext fals. Acolo, Ryan începe o ceartă cu Max și îl bate brutal. Temându-se pentru siguranța prietenilor săi, Jake revine la decizia să intre în Beatdown, doar pentru a se confrunta cu Ryan. Rocco află despre asta și îl confruntă pe Jake cu un ultimatum. Lui Jake nu-i se va mai permite niciodată să se apropie de sală, dacă merge la Beatdown. Își dă seama că Rocco încearcă să-l împiedice să facă aceeași greșeală pe care a făcut-o cu tatăl lui. Jake îi răspunde că singura greșeală a lui Rocco a fost să nu facă ceea ce Jake este pe cale să facă. Acea greșeală nu a fost lupta, ci mai degrabă evitarea conflictului care putea să-l evite, decât să-l înfrunte și să-l rezolve. Jake ajunge la turneu și atât el, cât și Ryan, își fac drum prin fiecare grupă, ieșind învingători. Jake ajunge în semifinală, în ciuda accidentării suferite în meciul precedent. Baia se duce la el și îi spune că înțelege de ce insistă să lupte, adică să nu mai fie niciodată nevoie să lupte. După ce afla că Ryan a fost descalificat în meciul său din semifinală, din cauza unei accidentări neregulate la ochi, Jake pierde intenționat, nevăzând niciun motiv să continue. În timp ce el și Baia încearcă să plece, Ryan se confruntă cu el și cei doi se luptă afară, în parcare. Jake este încă limitat de accidentare și la început Ryan are controlul, aplicând o sufocare lui Jake. Cu toate acestea, Jake reușește să scape și să-l elimine pe Ryan, folosind una dintre primele combinații,